Bazinul terapeutic din cadrul secției de medicină fizică și fizioterapie a Spitalului Clinic Bălți a fost renovat. De luni, pacienții cu probleme musculare și locomotorii sunt așteptați să frecventeze ore de not și nu doar. Persoanele cu probleme ale sistemului muscular vor putea efectua exerciții speciale de reabilitare postoperatorie și de profilaxie. Este primul bazin în Bălți de tip terapeutic. De lecții de not, mai sunt câteva bazine în orașul Bălți, de care au grijă antrenorii din not, dar în incinta bazinului să fie medic, specialist, kinetoterapeut. În apă cu pacientul se află kinetoterapeutul, care indică sau ajute să facă exercițiile motorice a unor pacienți. Grație acestui bazin, care are o adâncime de 1,8 metri, pacienții vor putea reveni mai ușor la un mod de viață obișnuit. Sunt deficiențele musculoscheletale, astea sunt maladiile spinale, ca scolioza, lordoza, asta ar fi ca pacienți postoperatori care ar putea să facă un curs de întărire musculară a corsetului muscular, a zonei afectate postoperator. Tot aici au fost amenajate vestiare noi, cabine de duș și blocuri sanitare. Aici este un sistem închis. Apa este înfiltrare în continuu. Din câte vedeți, este 3 nivele de filtrare, inclusiv una pentru care este filtrarea chimică, de care noi avem grijă. Potrivit administrației spitalului, ideea de a renova bazinul a apărut încă la începutul pandemiei de COVID-19, pentru ca pacienții care au fost infectați cu coronavirus să se reabiliteze mai ușor. Aș vrea să vă spun că bazinul, secția de medicină fizică, fizioterapie, i-a fost construită deodată când a fost instituția, 32 de ani în urmă. Acest bazin a fost construit din timpul acela. Pur și simplu, cum se făcea înainte, n-a fost dus până la capăt, n-a avut sos de izbândă ca să fie să lucreze și de aceea a fost într-o stare cum a fost. Reparația bazinului terapeutic a costat bugetul spitalului 200.000 de lei. Cheltuielile care au fost făcute aici, este nu cheltuieli mari, este în jur la 200.000 de lei, care noi le-am avut și avem și din contraplată și în câștigul care l-am avut de la companie, fiindcă noi am tratat foarte mulți pacienți COVID supra normă care am avut-o și în cazul de față am mai avut unele și din contraplată o parte din finanțe. Adică putut să ne permitem nu într-un timp scurt, un timp mai îndelungat, câteva luni de zile și s-a primit ceea ce vedeți. Bazinul terapeutic va lucra de luni până vineri, între orele 8 și 15. O ședință de not de 45 de minute, combinată cu exerciții de reabilitare de tip kinetoterapeutic, va costa 80 de lei.